Bine v-am găsit, sunteți la Prim Plan Obiectiv, iar eu sunt Ionel Lespuc. Discutăm astăzi despre situația fostului director al Teatrului Puc, Emanuel Petran, care se află în a șaptea zi de grevă a foamei. Domnia sa, din câte apare pe bannerul de care este însoțit în centrul Clujului, protestează împotriva clasei politice și a justiției. Vom discuta cu domnia sa despre toată această situație. O vom avea alături de noi și pe avocata Ioana Trană. Însă, până atunci, haideți să vedem o știre de acum un an. Practic, din ultima zi în care domnul Emanuel Petran a ocupat funcția de director al Teatrului Puc, în 31 mai 2021. Vedem știrea, apoi ne întoarcem să discutăm. La finalul mandatului de 4 ani ca director al Teatrului de Păpuș Puc, Emanuel Petran a trecut printr-o evaluare. A primit nota 8,86. Potrivit regulamentelor Consiliului Județean Cluj, își pot continua mandatul doar managerii de instituții culturale care obțin peste 9 la evaluarea activității. Dacă ar fi existat o logică a lucrurilor, adică dacă aceeași comisie care an de an mi-a dat între 9,50 și 10, acum, dintr-o dată, 8,86, nu pot să nu leg lucrurile astea de faptul că împotriva teatrului și a persoanei mele particular au început un soi de cabală. S-a făcut o presiune asupra Consiliului Județean ca eu să fiu înlocuit, nu în funcție de ceea ce am muncit, nu în funcție de realizări, ci în funcție de chestii colaterale, care în prima fază vedeți că la CNCD s-a câștigat, deci e un fals. Vom vedea ce se întâmplă și în justiție. Directorul este uimit de rezultat, mai ales că realizările sale la cârma acestei instituții vorbesc de la sine. Am luat premii internaționale, am dus peste 20 de festivaluri internaționale, Teatru de Păpuș Puc, asta înseamnă export de cultură românească. Uitați cum arată aici. Am renovat tot teatrul în cei 8 ani de mandat pe care am avut. Vizibilitatea la nivel local, național, internațional a crescut enorm prin festivalurile internaționale pe care le organizăm, Stradale și Wonderpuc și Hai Hui Printre Povești, care s-au făcut după ideile mele. De partea cealaltă, reprezentanții Consiliului Județean Cluj au o altă variantă. Domnul director Emanuel Petran este un director și a fost un director performant. Acum, ideea de a spune că este depunctat este un pic deplasată. A luat cu câteva sutimi sub nota 9, deci haideți că toți am făcut școală și știm ce înseamnă totuși nota de aproape 9. Nu cred că a fost nedreptățit, dar nu asta este problema. Problema dumnealui este că în acest caz legislația propune și prevede de a se face un concurs deschis. L-ați mai vedea în continuare la o adică ca director-manager al Teatrului Puc pe domnul Emanuel Petran? Da, bineînțeles. Emanuel Petran speră să-i se facă dreptate în instanță și spune că ia în calcul să intre chiar și în greva foamei. Da, lua în considerare în urmă cu aproape un an posibilitatea de a intra în greva foamei. Iată-l că este în greva foamei în prezent, a șaptea zi. Domnul Emanuel Petran se află alături de noi. Bună ziua, domnule Petran! Bună ziua! Spuneți-ne, vă rog frumos, toată situația aceasta a trecut aproape un an de la momentul în care ați părăsit funcția de director. Ce s-a întâmplat în anul acesta și ce v-a determinat în urmă cu 7 zile să intrați în greva foamei? Ceea ce am prevăzut atunci când am spus că voi intra în greva foamei, a însemnat că am înțeles ce anume a însemnat înlăturarea mea de la conducerea teatrului în mod ilegal. În spatele acelei ilegalități ascund niște procese de 10.000 de euro, s-ascund niște atacuri asupra persoanei mele și asupra teatrului Păpuș Puc, dar mai mult asupra persoanei mele, pentru că eu o conduceam, de discriminare, de hărțuire la locul de muncă, de o campanie pe Facebook a domnului Ovidiu Pecican de o virulență și de o răutate incredibilă, fără să aducă niciun fel de dovezi. Toate aceste lucruri au, vă dați seama, atacat din 1000 de părți, înlăturat de la
conducerea Teatrului de Păpuși, fără să mă mai pot apăra în dosarele respective, trebuind și eu să deschid la rândul meu dosare pentru a-mi apăra onoarea și pentru a demonstra că nu sunt vinovat, că de fapt cei care au deschis acele dosare sunt vinovați. Toate acestea le-am prevăzut de atunci și de aceea am spus că voi face greva foame. Pentru că nu exista niciun argument la cât de slabe erau dosarele și nu exista niciun argument la faptul că a fost efectuată acea legalizare falsă, iar domnul Tișe a legalizat, a fost făcută acea evaluare falsă, iar domnul Tișe a legalizat-o, dacă nu s-ar fi întâmplat așa. Iar aceste lucruri duc în justiție. Da, domnule Petran, trebuie, da. trebuie să încercați să ne explicați un pic mai concret. Ce ați făcut dumneavoastră? Este foarte complicat pentru că este foarte vast subiectul. Bun, dar întrebați-mă dumneavoastră punctual. De la 1 iunie dumneavoastră nu mai sunteți director, da? 1 iunie 2021. Da. Ce s-a întâmplat în aceste 11 luni? Ce ați făcut dumneavoastră, din ce ați trăit în primul rând? Sunt actor la Teatrul Național. M-am întors la locul de muncă. Deci nu problema și determinarea pe care o am nu ține de faptul că aș fi muritor de foame. Okay. Ține de ceea ce mi s-a întâmplat și de ceea ce determină la nivel general acest tip de comportament și acest tip de a acționa politic. Dacă mi se întâmplă așa ceva, ce garanție am că aceste lucruri mi se vor întâmpla și săptămâna viitoare? Vorbesc cu oameni care spun și aceleași lucruri. Nu avem siguranță, suntem supuși unor jocuri în care ne băgăm fără să știm, să ne se spune de la început. Nu intrați aici, lăsați-i numai pe ai noștri. Bun, dumneavoastră când ați... Domnule Petran, dumneavoastră când ați obținut, în urmă cu mult timp, funcția de director la Teatrul de Păpuș-Puc, ați fost susținut politic? Nu, am dat concurs. Ca dovadă că n-am fost susținut politic, pentru că dacă eram susținut politic, nu mi s-ar fi întâmplat ce s-a întâmplat. Logic. Bun, și dumneavoastră ați contestat acum faptul că ați fost îndepărtat, da? Sunteți în instanță? S-a pronunțat vreo soluție? Contest faptul că am fost îndepărtat ca esența a ceea ce s-a întâmplat, dar faptul că am fost îndepărtat a fost de fapt modul prin care procesele și dosarele de zeci de mii de euro au putut să funcționeze foarte liniștit fără ca eu să mă pot apăra și să ajung în instanță la judecători care cu dreptatea în mână și cu legea uitându-te pe ce scriu ei, totul e invers. Deci este incredibil. Numai pe motivul că sunt inamovibil. Am încercat să îi aducem alături de noi în emisiune pe reprezentanții Consiliului Județean, mai ales pe cei care conduc această instituție, președintele Alin Tișe sau vicepreședintele Vacar Istvan. Nu am reușit, dar pot să citez o declarație a lui Alin Tișe la o emisiune la radio, la Ziua Live. Am văzut și eu în presă decizia domnului director de a apela la această modalitate de protest. Ce pot spune este că noi vom aplica legea așa cum am făcut-o la fiecare instituție de cultură. Procedura legală este foarte simplă. El a fost manager, a fost evaluat și a fost evaluat chiar bine. În cadrul legal pe care noi îl avem, trebuie să dăm drumul la un concurs de selectare a managerului la care poate să participe orice persoană își dorește, inclusiv domnul fost manager. Dacă dorește, el se poate înscrie la noul concurs pe care îl vom face. Înainte de a continua discuția cu domnul Petran, aș vrea să mergem până la domnul Horia Simu, directorul ambulanței clujene. Da, bună ziua! Bună ziua, domnule Simu! Vreau să vă întreb niște detalii legate de persoanele care aleg această modalitate de protest, greva foamei. Dacă există un protocol la nivelul ambulanței privind acest tip de protest, nu știu, această modalitate de auto-înfometare? În primul rând îl salut pe domnul Petran, pentru că este o foarte bună cunoștință de-a mea, printre altele. Salut pe domnul Simu. Acum vreau să spun puțin despre greva foamei. Greva foamei sau dreptul de a face această greva foamei e o decizie personală a fiecăruia.
Acum, personal, ca medic, nu prea grez această formă de protest, pentru că până una alta poate avea repercusiune asupra sănătății. Și aici, vorbind de sănătate, ok, ar fi bine orice altă mijloc, mai puțin aceasta. Acum, nu există un protocol sau procedură pentru greva foamei. Bineînțeles, indiferent cine face greva foamei, dacă face într-un loc public, există reprezentanți ai autorităților locale, cel puțin poliția locală, dacă te sună pe 112, noi vom interveni prin sistemul de urgență. Deci dacă unui participant la o greva foamei se face rău, are stări de leșin, orice altceva, ori sună personal, ori sună cineva din anturaj, ori cineva din autorități locale, respectiv poliția locală. Bun, spuneți-mi, la ce riscuri se expune organismul într-o asemenea situație și cam care este perioada de timp în care lucrurile funcționează normal, după care se deteriorează? Aici nu există o perioadă de timp standard pentru fiecare, pentru că fiecare avem constituție proprie, starea de sănătate proprie, este la modă încă toate comorbiditățile, bineînțeles cine are boli cronice, cine are tratamente cronice, cum ar fi insulina sau medicamente antihipertensive, poate avea probleme mai rapid sau mai urâte. De asemenea, depinde foarte mult locația. Stai în soare, stai undeva la frig, la minus 10 grade, deci este ceva care nu poți cuantifica. Starea de sau oprirea alimentației oricum nu face bine, sunt niște cercuri metabolice care determină decompensarea, ce zic, sistemelor normale și circuitelor normale ale organismului. Acum vă întreb și pe dumneavoastră, domnule Simu, dar și pe domnul Petran, dacă a fost nevoie până acum de asistență medicală în acest caz. Deci nu am primit eu? Solicitare, dar n-am primit nicio solicitare pe 1-2, nici de la EMA, deci la domnul Petran și nici din altă parte. Pot să vorbesc vă rog, eu? Vă rog, sigur. Mi s-a asigurat în fiecare zi, am fost întrebat. Mi s-a asigurat salvare, fără să cer asta. Domnii care mă monitorizează de la jandarmerie, de la poliție, au spus acest lucru. Am fost monitorizat. Starea mea de sănătate și spre surprinderea mea este excelentă. Ieri am avut 120/80 tensiunea, nivelul oxigenului 98, cardiograma foarte bună, glicemia 89. Deci, având 53 de ani, știam la ce mă expun, știam ce înseamnă lucrurile astea, m-am documentat pe net, am întrebat, am văzut. Nu o fac în necunoștință de cauză, dar tocmai asta ar trebui să vă vorbească despre starea mea de determinare, pentru că, de fapt, ceea ce fac eu este, mi s-au întâmplat anumite lucruri și mi se întâmplă, este foarte adevărat, dar este mai mult de atât. Încerc să atrag atenția asupra unui mod de a exista în România, care nu este normal. Bun, ca să încheiem discuția cu domnul Simu, după aia ne întoarcem și la dumneavoastră, domnule Petran. Dacă sunteți solicitat, evident că presupun că îl duceți pe domnul Petran la un spital, nu, domnule Simu? Bineînțeles, dacă starea de sănătate este precară, să apare ceva de compensare acută, bineînțeles, se va duce la un teatru de primiri urgente. Da. Bine. Eu sper să nu fie nevoie. Mulțumesc foarte mult, domnule Horia Simu, pentru intervenția dumneavoastră. Mulțumesc și eu mult de tot și să fie fără. Să-i dorim sănătate, domnului Petran. Exact, multă sănătate. Am văzut din punct de vedere al sănătății care este situația. Vrem să vedem și din punct de vedere juridic, alături de noi, avocatul Ioana Trană. Bună ziua! Să rămână, doamnă Trană. Spuneți-ne, vă rog frumos, nu știu, care sunt, nu știu exact să vă întreb despre prevederile legislative în ceea ce privește persoanele care apelează la această măsură de protest.
Nu există o prevedere expresă din această cauză. Nici dumneavoastră n-ați putut să denumiți exact, n-ați putut să puneți întrebarea exact, pentru că nu există o prevedere legală care să cuprindă o descriere. Legiuitorul nu s-a gândit. Nu. Legiuitorul român nu s-a gândit în alte legislații. Există, da? În alte țări? Dar pentru juriști, acest fel de a protesta este pus în relație cu dreptul la libera exprimare, care trebuie să fie unul neîngrădit, și mai mult cu dreptul de a dispune de sine însuși și de corpul său. Orice persoană poate să dispună de sine însăși. Și ținând cont de aceste drepturi care sunt constituționale... Bine, cer scuze, cu unele îngrădiri, adică sigur, nu poți să-ți donezi rinichiul... Așa e, atâta timp cât nu aduce atingere ordinii publice sau morale. Dar... domnul care protestează și folosește greva foamei ca formă de protest nu aduce atingere nici ordinii publice și nici morale. Deci, cine poartă răspunderea în cazul în care domnul Petran, Doamne ferește, pățește ceva? Dânsul, protocolul medical impune medicilor obligația de a explica acestuia și de a se asigura că el înțelege care sunt consecințele medicale asupra sănătății lui, iar el poate poate refuza hrana sau poate refuza medicamentația, hrana intravenoasă. Ca și o paralelă, dacă ar fi să ne gândim la cum a fost folosit acest drept de a face greva foamei, ne putem gândi la exemplul sufragetelor, care erau femeile care militau pentru dreptul la vot. Multe dintre ele au introdus, de fapt, această formă de protest în Europa. Multe dintre ele, în Marea Britanie, intrau în greva foamei atunci când erau încarcerate. Sufragetele erau în Statele Unite. Și în Marea Britanie. În Europa, acolo era locul unde se manifestau. În 1919, dacă țin eu bine. Așa, da, în anii 1900. Însă pe atunci legislația permitea ceea ce se denumește ca fiind hrănire forțată. Multe dintre ele au decedat în urma acestei hrăniri forțate, care era foarte invazivă. Acum protocoalele medicale interzic această hrănire forțată în cazul persoanelor care fac greva foamei. Un alt exemplu contemporan ar fi Alexei Navalny, care și el a intrat în greva foamei, fiind principalul adversar al lui Putin. Iar atunci, adversarul din închisoare. Da. Administrația condusă de Vladimir Putin, cea a penitenciarilor, a anunțat că va trece la hrănirea lui forțată, ceea ce a creat și atunci un scandal mediatic. Mahatma Gandhi mai apela foarte mult la greva foamei, dacă e să ne uităm în afara granițelor României. Da, și mulțumită lui Gandhi, dacă îmi permiteți, această formă de protest a fost asociată cu o formă de protest pașnică. E o formă pașnică de a protesta. Adică, practic, nu face rău nimănui, îți face rău eventual ție. Da, dar e un rău pe care tu îl asumi și îl accepti. Îl înțelegi și îl accepti. Da. Ne întoarcem la domnul Emanuel Petran, care este în continuare alături de noi. Domnule Petran, ar trebui să vă pun asta ultima întrebare, dar vă pun acum. Până unde vreți să mergeți? Până când se va afla adevărul, pentru că mai de la adevăr putem să pornim, dacă pornim de la o zonă falsă care are implicații foarte mari asupra societății, lucrul ăsta se întâmplă zi de zi, îl știm cu toții, nu vreau să mai întâmple, vreau să se afle adevărul. Vreau, de exemplu, domnul Tișe anunță pe toate canalele că să mă prezint la concurs. Lumea trebuie să știe că eu am dat în judecată Consiliul Județean și pe domnul Tișe pentru evaluarea trucată și am câștigat în primă instanță la apel. Dacă domnul Tișe spune că să mă prezint la concurs, nu înseamnă decât că dumnealui știe 100% că în apel dumnealui va câștiga. Exact așa cum am prezis eu, împotriva tuturor argumentelor și împotriva tuturor datelor din dosar. Tocmai asta vreau. Vreau să arăt datele din dosar ca lumea să le vadă, ca să se înțeleagă de fapt ce se petrece. Cum anumite dosare trec și se duc la anumite instanțe, n-au nicio legătură motivările și hotărârile cu ceea ce este în dosar, n-au nicio legătură cu faptele reale și totuși ele se întâmplă. Ar trebui să ne punem un semn de întrebare asupra faptului că justiția
care nu are control deloc, poate să facă așa ceva. O secundă, o secundă, dați-mi voie, da, domnule Petran. Dacă tot e doamna Tran aici alături, da, de noi, spuneți-mi, da, aveți cunoștință de astfel de soluții, da, în plic, cum ar veni, da, doamnă Tran? Îmi cer scuze, doamnă Petran, acum o întreb pe doamna avocat, ca să vedem din experiența dânsei, pentru că, din câte știu eu, la Cluj lucrurile funcționează destul de bine din punct de vedere al justiției. Mai sunt, sigur, tot felul de discuții, mai degrabă, nu știu, subiective. Haideți să vedem, cum, din experiența dumneavoastră, din interacțiunea pe care o aveți cu instanțele din Cluj. Nu am înțeles la ce se referea. Domnul Petran spune că eu din ce am înțeles, anumite decizii, verdicte ale instanțelor, soluții, da, sau soluții, așa, n-ar avea legătură cu probele, nu? Ar avea legătură cu un context politic sau cu influențe. Din experiența mea, în general, soluțiile aveau legătură cu dosarul, însă nu putem să negăm că există o imixtiune a politicului în justiție, în România, în țara noastră. Repet, experiența mea cu Curtea de Apel Cluj și cu alte curți de apel din țară nu m-a pus în situația în care să simt o ingerință a sferei politicului în dosare. Însă au fost destule anchete jurnalistice care au dezvăluit un amestec nepermis al politicului în justiție. Da. Iată, domnule... Pot să spun da, ceva? Da, vă rog frumos. Îi mulțumesc, doamnei Trancă, pentru onestitate și pentru curaj. Pentru că știu că va apărea în fața acelor judecători și asta e unul dintre motivele pentru care judecătorii fac foarte multe lucruri, pentru că știu că avocaților le este frică, pentru că au alte dosare și s-ar putea să repercuteze acele lucruri asupra lor și devine un tăvălug care este absolut inimaginabil. Lucrurile astea nu trebuie să întâmple. Trebuie să facă o dezbatere națională în care să discute lucrurile astea. Nu se poate ca aceste lucruri să întâmple. Trebuie să instituie un control, nu un control în sensul de un control logic pe care să-l facă specialiștii. Teoretic există, se numește CSM. Care se ducă la modalitatea ca anumiți judecători să nu mai facă aceste lucruri. Domnule Petran, teoretic. Domnule Petran, până când se face acea dezbatere de care ziceți, până când s-ar putea sau nu să se schimbe ceva în modul de funcționare a justiției, iată ce spunea doamna Tran aici, până când politicul își va schimba modul de a gândi. Nu știu dacă se va întâmpla generația asta sau generația viitoare, eu nu am mare încredere. Noastră sunteți la 7-a, intrați în a 8-a zi de greva foamei. Nu cred că rezistați până se rezolvă toate problemele astea. Domnule, nu o să rezist cu siguranță. Am și prezis asta și am spus presei întregi. Ideea este că, deși vedem cu toți aceste lucruri, și dumneavoastră v-am simțit în ton și doamna Tranc a dat dreptate, știm cu toți că există lucrurile astea și totuși nu facem nimic. Și totuși acele lucruri au impact asupra vieții noastre. Viața mea a devenit un haos de 2 ani datorită acestor lucruri, pentru că acele dosare nu puteau să ajungă în instanță, atât de slabe erau și totuși au ajuns și totuși unele au avut câștig de cauză. Cum e posibil așa ceva? Cum e posibil ca să mi se însceneze așa ceva și să ajung? Este vorba de un amănunt, viața mea, dar este vorba despre faptul că se poate întâmpla acest lucru. Se poate întâmpla dumneavoastră, se poate întâmpla oricui. Despre asta este vorba. Cum permitem așa ceva? Cum lăsăm să întâmple așa ceva? Este viața noastră, nu am altă viață pe pământ. Cum aș putea permite? De ce să fiu furat? Înseamnă că este un fel de a gândi care promovează acest tip de acțiune și acest tip de activitate. Și de ce să fiu de acord cu el? Doar de ce sunteți de acord cu el? De ce nu face toată lumea scandal? Toată lumea știe și toată lumea spune, ei, lasă-i că zi și noi nu putem să facem nimic. De ce nu putem să facem nimic? Da, bună întrebare. Este... Nu încerc să vă răspund la această întrebare pentru că... Nici n-aveți cum. Da, nu, n-am toate răspunsurile la mine. Este retorică deocamdată, dar de asta fac demersul, pentru că trebuie să pună probleme ca ea să devină o întrebare conceptuală de la care pornește viața noastră. Pentru că dacă justiția... Ce ar trebui să se întâmple acum, în viitorul foarte, foarte apropiat, ca dumneavoastră să renunțați la greva foamei?
ar trebui ca autoritățile să aibă legătură cu mine și să facă o emisiune la nivel național cu acest subiect. Eu voi demonstra legătura dintre justiție și politic. După aceea, o să trimit astăzi Parlamentului, Guvernului, ca să legalizez greva foamei, că deocamdată nu e legalizată, avocatului poporului, ca lumea întreagă. După aceea, voi cere ca toate lucrurile astea să fie dezbătute public de către ONG-uri care nu sunt vândute sistemului. Le vom găsi să se discute aceste lucruri. Depolitizarea instituțiilor statului și realizarea libertății entității judecătorești, dar nu ca ei să devină Dumnezei care pot să hotărască absolut orice. Nu pot într-un sistem corupt să devii Dumnezeu și nimeni să nu te tragă la răspundere. Pentru că nu ești Dumnezeu. Și ești Dumnezeu asupra vieții unor oameni. Nu se poate asta. Domnule Petran, mai am o curiozitate referitoare la Teatrul Puc. Ce se întâmplă acum? Ce s-a întâmplat în ultimele 11 luni acolo, în absența dumneavoastră? Cum știți că merg lucrurile? Care e direcția? Nu vreau să fiu rău acum să zic că fără mine nu funcționează nimic. Este clar că eu am pus Teatrul la Puc, este clar că a fost rezultat, a fost și perioada pandemiei. Există un interimar care își face treaba. Am lăsat acolo niște reguli, dacă ele se respectă, instituția funcționează. Problema este să nu se degradeze, pentru că am reușit să stabilizez instituția și am reușit să aduc premii, să organizez două festivaluri stradale. Asta înseamnă că am cheltuit banul public ok, n-am furat, că am băgat banii în ceva care produce. Am lăsat în spatele meu o instituție funcționabilă care se poate dezvolta. Depinde de cine va veni, dacă se va dori să funcționeze sau nu. Sunteți decis să nu participați la concurs pentru nu funcția pot să de director? Nu pot să particip la concurs din moment ce am fost furat și am dat în judecată și am câștigat. La ce concurs? Din moment ce Consiliul Județean n-a câștigat. Domnul Tișe vorbește, deși este avocat, vorbește fără să fie logic. Păi dacă eu am câștigat în instanță, în apel și câștig în primă instanță, și după aceea în apel. Câștig în apel, mă întorc ca director. Eu. La ce concurs să particip? Practic, vorbim despre un concurs care s-ar organiza doar dacă dumneavoastră ați pierde procesul. Asta am zis, că domnul Tișe se antepronunță. Domnul Tișe știe că omul lui sau oamenii lui vor hotărâ asta. Și atunci, normal, să mă prezint la un concurs care a fost fraudat și la după o judecată care și aia a fost fraudată. Deci ce ziceți de asta? Ar trebui să facă asta? Da. Noi vă dorim sănătate. Sperăm să rezistați fără să mergeți cu ambulanța la urgențe. Nu știu. Mulțumesc lui Dumnezeu și părinților mei pentru ceea ce sunt, pentru că se pare că rezist foarte bine. Da, dar toată lumea are o limită. Să văd limita. O să-mi găsesc limita. E posibil să renunțați totuși, chiar dacă nu? Nu știu, sunt curios doar. Adică n-aș vrea să aud despre dumneavoastră că... Să vă spun ceva. Eu nu vreau să mor. N-am venit aici să mor. Eu am venit aici ca să atrag atenția ceva. Așa am zis și presei. Le-am pus viața... mi-am depus viața în mâna lor. Ei au fraudat. Fraudând... Eu am venit și arăt că ei nu au dreptate. Eu arăt că ei au fraudat și că, după părerea mea, nu-și merită locul acolo pentru că nu au fost puși pentru asta. Le cer demisia de onoare. O să vedeți, o să mă lase să mor și ei nu vor recunoaște că au fraudat. Ăsta e demersul meu. De la ideea asta am pornit. Da, mulțumesc foarte mult, domnule Emanuel Petran, pentru intervenția dumneavoastră. Cum spuneam, vă doresc sănătate. Îi mulțumesc și doamnei Ioana Trană, avocat, care ne-a spus un lucru care rămâne să, nu știu, să-l mai gândim acasă, să încercăm să ne dăm seama despre amplitudinea lui. Îl gândim de 1000 de ani. Nu trebuie gândit nimic. Trebuie acționat. Trebuie făcute dezbateri publice prin care să se discute foarte clar asupra
ceea ce se întâmplă în justiție și a politizării instituțiilor de stat. Până nu vor ieși instituțiile de sub controlul politic, nu se va întâmpla nimic favorabil. Pentru că deci nu dacă dezbateri sau e nevoie de niște pârghii legislative foarte concrete? Vom încerca, vom negocia. Vor trebui să vină oameni la mine. Normal nu voi fi singur, voi strânge oameni în jurul meu ca să punem toate lucrurile astea sunt control. Înțeleg perfect ceea ce înseamnă asta. Am fost acolo, înțeleg ce înseamnă a fi manager. România nu funcționează după un management. România funcționează aiurea. România nu are un plan de țară. România nu are nimic. Toate da. Lucrurile astea, n-ai pus, dacă n-ai un plan de țară, n-ai ce să obții nimic. Că nu, nu visezi nimic. Mulțumesc tare mult, domnule Petran. Doamna Trană, am rămas aici să tragem concluziile. Cum se poate rezolva povestea asta? Ați spus, m-ați surprins prin faptul că ați spus că există ingerința aceasta politică. Sigur că am mai auzit, dar la Cluj, sincer, știam că lucrurile funcționează în regulă. Ce se poate face? Care este acel mecanism, acea pârghie prin care să schimbăm puțin lucrurile? Adică e nevoie să, ca instanța să fie corectă până la capăt. Cel mai eficient mecanism pe care l-am văzut în funcție au fost protestele de stradă. Dacă ne reamintim de protestele împotriva ordonanței de urgență 13, acolo am văzut un exemplu de ingerință da. A politicului în justiție. Mai puternic decât orice protest este votul. Așa este, dar votul trebuie pus în relație cu o anumită educație politică. Un vot în conștiință de cauză este un vot util. Pe când, din păcate, la noi participarea la viața politică este văzută ca ca un lucru superficial. Lumea nu discută politică pentru că nu e interesant. Iar implicarea în viața politică a cetățenilor, chiar și prin vot, este scăzută. Suntem o țară cu mare absenteism la vot. Așadar, educația, dacă ar fi să aplic răspunsul la situația de astăzi, o educație civică, poate o implicare în viața urbei, în administrație, proteste individuale, ca acest caz, pot să creeze o schimbare. Da, am văzut o fotografie a României, am vorbit aici la TVR despre asta. S-a întâmplat în momentul în care s-a stabilit reprezentantul la Curtea Constituțională a Camerei Deputaților. Și a câștigat cineva care a fost acuzat de plagiat în dauna celui din lucrarea căruia a plagiat. Asta mi s-a părut o fotografie a României de astăzi, în sensul în care fraudatorul, hoțul, da, ajunge să ocupe o poziție în fața celui, în dauna celui din buzunarul căruia a ajuns să fure. Și să beneficieze de votul Parlamentului României, adică să fie ales de către cei pe care noi am ales să ne reprezinte interesele. Mie partea aceasta mi se pare cea mai revoltătoare. Deci această fotografie care este profund mișcată ar trebui să-i emoționeze cumva, să le dea oamenilor, o imagine a României de astăzi și e clar că sunt lucruri multe de făcut pentru a schimba țara aceasta. Dar? Dacă îmi permiteți, m-ați pus o întrebare despre cum am putea determina schimbarea. Cred... Misiune întreagă am putea face despre asta. Așa e. Dar eu cred că un exemplu personal e foarte important. O implicare personală, fie cât de mică, duce la o schimbare în lanț. A fiecăruia, desigur. Toată lumea zice să facă celălalt. Așa este, da. Mulțumesc foarte mult, Ioana Trană, avocat. În partea a doua a emisiunii vorbim despre o expoziție maraton. Până atunci însă vă propun o știre despre elevi care se pot înscrie până mâine ca să vadă cum este să fii student la Universitatea Tehnică din Cluj. Vedem materialul și ne întoarcem în platou la discuții. 5 olimpici la materii precum matematică, informatică sau fizică au șansa de a participa gratuit la o tabără de vară a Universității Tehnice din Cluj. Condiția este ca elevii să fie clasa a 11-a și să fie obținut premii la olimpiade naționale. Cele 14 zile de tabără sunt pline de activități precum cursuri didactice făcute pe înțelesul lor, astfel încât ei să vadă și partea mai practică din tot ce încearcă cadrele didactice din Universitatea Tehnică să le predea.
precum și activități de grup, capture the flag, activități precum treasure hunt, care să le captiveze oarecum atenția și să le dezvolte aptitudinile de lucru în echipă. În tabără, elevii vor putea afla mai multe despre mecanică, electronică sau construcții. Activitățile de grup, cele de socializare, jocurile și toate activitățile care sunt mai non-formale, sunt făcute la comun, dar activitățile didactice sunt făcute pe ramuri și specific pe domeniul de activitate. O parte dintre foștii participanți ai taberei de vară au devenit studenți ai universității, iar unii se implică acum în organizarea evenimentului. În 2018 am fost participantă, eu acum fiind în anul 3. În 2021 am fost membru în echipa de coordonare, am fost responsabilă de activități și voluntari și acum am ajuns să fiu coordonator. Când m-am înscris la tabără, mă așteptam să vin să fac cursuri, să mă duc la facultate și, nu știu, mă gândeam la ce face un student. Mi-am dat seama cât de mulți oameni am putut să-l cunosc, cât de distractiv a fost și interactiv și m-a scos din zona de confort. Pentru a participa gratuit la tabăra de vară, elevii olimpici se mai pot înscrie până în data de 11 mai pe site-ul oficial al proiectului. Candidații trebuie să completeze un formular online și să încarce actele doveditoare. Ne-am întors în studio și, cum spuneam, discutăm despre o expoziție maraton, mai exact despre o expoziție care s-a deschis deja și care este organizată de Universitatea de Artă și Design. De aceea, alături de noi, se află doamna Gabriela Rostaș, care este responsabilă relații publice la UAD, să rămână. Bună ziua! Mă bucur pentru invitație. Și eu mă bucur că sunteți alături de noi. Spuneți-mi, vă rog frumos, despre ce este vorba la această expoziție maraton, cum i-a spus dumneavoastră. Universitatea de Artă și Design de-a lungul timpului a lansat foarte multe branduri. În urmă cu foarte mulți ani, din nefericire, nu mai organizăm seria respectivă de evenimente, aveam așa numita Europa Artium. Ulterior, începând cu anul 2012, s-a organizat această competiție de proiecte expoziționale individuale sub denumirea de Expo Marathon. Iată, ne aflăm la ediția 10. Mă bucur foarte tare că pandemia s-a încheiat și am reușit după această pauză de 2 ani să... Ediția nouă în 2019. Așadar, 2 ani de pauză. Da, 2 ani de pauză. Vreau să vă spun că generațiile noi de studenți, cei din anul 1, din anul 2, anul 3, nici n-au putut fi conectați la tipul acesta de evenimente mari pe care noi le-am organizat tocmai datorită evoluției pandemiei. Deci este expoziție, din ce înțeleg, a studenților. Da, și ne-a bucurat foarte tare. Noi ne-am propus să organizăm anul acesta Expo Maraton, însă au venit ecouri din rândul lor, faceți, de ce nu faceți, când faceți, vrem să ne înscriem. Și asta a fost cu atât mai îmbucurător, pentru că înseamnă că expoziția a avut un ecou, chiar și în rândul celor care 2 ani au învățat online și în sfârșit au revenit pe băncile facultăților și au putut să se pregătească, să-și depună proiectele. Este un call. Probabil că au transmis. Da, exact. E un call care s-a lansat, a fost un call care s-a lansat în martie, am avut peste 60 de proiecte înscrise, s-au selecționat proiectele care se expun în aceste zile. Inițial aveam 16 expoziții, însă tocmai datorită faptului că ediția 10, că am avut o pauză, am optat pentru 20 de expoziții anul acesta. Care cum sunt în 20 formatul, de locuri formatul diferite? Este, formatul este următorul. În fiecare zi de marți și de joi, în Galeria Casa Matei, începând cu ora 19, expunem aceste proiecte ale studenților și timp de o oră, publicul e invitat să voteze. Expoziția se vizitează, avem buletine de vot. Curs? Da. Avem buletine de vot, publicul votează și în final marile premii se vor acorda tocmai pe baza votului publicului și marile premii nu sunt de aici de acolo, sunt chiar excursii de documentare la Bienala de la Veneția, ceea ce cred Câte? Că în general 2 sunt. Există un premiu al publicului și există un premiu al juriului. Dar se din ce domenii sunt expoziții? Avem studenți de la licență, respectiv de la master. Formatul nu permite decât prezența la o singură ediție pe program de studiu, în sensul dacă ai participat la licență, anul următor, dacă ești în anul 2 sau 3, nu poți să te înscrii decât în momentul în care ajungi la master. Deci poți odată la nivelul de licență și odată la master.
și am avut proiecte înscrise de la pictură, de la sculptură, de la foto, de la artă textilă, chiar de la modă. De ce interdicția asta? Adică mă gândesc că cineva care a participat anul acesta, în anul întâi, câștigă experiență, învață lucruri. Da, încercăm să acordăm șanse cât mai multor studenți. Adică și așa se întâmplă de foarte multe ori. Noi avem mulți parteneri care ne susțin în acest demers al nostru de promovare a artei tinere. Mă refer aici la primăria și la Consiliul Local, care ne-au susținut în ultimii ani și continuă să ne susțină. Avem partenerii tradiționali, galerii și instituții de cultură, care oferă premii sub formă de expoziții personale. Iată, dincolo de faptul că ei reușesc să-și organizeze prima personală prin această competiție, câștigând un premiu în urma Expo Maraton, pot să expună din nou chiar într-o galerie de renume, ceea ce cred că este foarte important pentru un artist tânăr care încă este pe băncile facultății. Da, să nu uităm că OAD l-a dat pe Adrian Ghenie. Și nu numai. Și nu numai, sigur, da. Este numele acum, care de Adrian vinde, Ghenie știe toată lumea, da, însă noi tablouri, avem prețuri, da. Un alt brand, dacă doriți, Școala de Pictură de la Cluj, care are foarte mulți reprezentanți de valoare. Am să numesc câțiva, dacă îmi permiteți. Este vorba de Șerban Savu, este vorba de Marius Bercea, este vorba de colegii mei care momentan sunt, actualmente sunt cadre didactice la Departamentul de Pictură, Ioana Olăhuț, Cristian Lăpușan, Ioana Popa, Anca Bodea, Florin Ștefan, deci toți colegii mei care lucrează la Departamentul de Pictură sunt absolvenți ai acestui departament și reprezentanți ai acestei școli de pictură, care e de renume internațional, dacă fără modestie. Tatăl Șerban Savu a condus instituția aceasta. Tatăl său, da. Da. Așa este. Bun. Casa Matei, acolo, da? Casa acolo Matei se este galeria Universității de Artă, da, acolo se întâmplă expozițiile, cum spuneam, fiecare zi de marți și de joi. Aș dori să revin puțin la partenerii noștri, pentru că să spuneam... Să nu știți, frumos, niște nume, că n-au contract cu noi. Institutul francez. Da, ok. Institutul german. Perfect. Institutul polonez din București este alături de noi. Avem, să nu fie niște sauri, SRL-uri, că atunci... Nu avem astfel, nu. Nu avem astfel de parteneri care să ofere expoziții personale. E foarte important, ei reușesc să intre într-un anumit circuit, sunt văzuți de public, sunt remarcați de critica de specialitate și cred că e un boost de care au nevoie atât în timpul anilor de studiu, cât și după. Dar vine lumea marți și joi? Foarte lume, multă, da? Lume. În ultimii 10 ani, mă rog, la ultimele 10 ediții, că nu sunt 10 ani, ar fi fost 13 ani, practic, dar la ultimele, iată, 10 ediții, am avut o medie de 300 de vizitatori pe seară, ceea ce înmulțit cu 16 expoziții în toți anii respectivi, vă dați seama că e un număr impresionant. Asta înseamnă că și numărul de voturi este... Foarte mare, da, foarte mare și... Votează doar familiile celor care expun. Da, vedeți, asta este un alt aspect foarte important al acestei competiții, cât de bine știi tu să te promovezi pe tine, munca ta, pentru că noi le-am oferit întotdeauna această posibilitate, am realizat materiale, afișe. La un moment dat aveam și o competiție de mici filmulețe de un minut dedicate expozanților, care și acele la rândul lor erau votate și ei câștigau premii. E și o chestiune de cum reușești să te organizezi tu ca artist, să te promovezi, să-ți chemi prietenii, să obții cât mai multe voturi. Cred că Dudu e acum Facebook, Instagram... Da. Asta, da. Vă invit să intrați pe vă invit să intrați pe Facebook-ul evenimentului și veți vedea și într-adevăr și numărul de vizitatori pe în social media este când foarte se, mare. Când se încheie? Se încheie în data de 20 și competiția în 26 mai, în 27 însă avem festivitatea de premieră. Și e un eveniment foarte frumos la care încercăm să-i adunăm pe toți expozanții și pe studenții noștri să facem un eveniment festiv. Studenții de astăzi, vedetele din lumea artistică de noi. Noi ne dorim, încercăm să le oferim condiții și oportunități tuturor să se manifeste și să se lanseze pe această piață care e într-o continuă mișcare. UAD mai este celebră și pentru faptul că organizează, s-a organizat până să existe această pandemie, care sper că se termină în cele din urmă, niște prezentări de modă. Ce se întâmplă cu astea? Anul acesta, tot așa, după o pauză,
de 2 ani, în sensul în care anul trecut am reușit să organizăm bucăți din expoziția absolvenților. Din nefericire, departamentul de modă nu a reușit, datorită condițiilor care au existat, să organizeze gala de modă. Sperăm, anul trecut, da. Sperăm că anul acesta suntem în plin proces de organizare a expoziției absolvenților. Asta e un eveniment la care nu mai găsești bilete, adică e ceva de da, pentru că și acesta, la fel ca și expoziția absolvenților, la fel ca și Expo Maraton, și momentan, de exemplu, avem o expoziție care se va deschide mâine la Muzeul de Artă de Desen Contemporan, tot o competiție dedicată studenților noștri cu premii foarte serioase în bani. Deci toate aceste evenimente sunt unice și atunci toată lumea își dorește să participe. Gala de modă, prin definiție, a fost unul din evenimentele importante organizate de departamentul de modă. Eu sper ca colegii mei să reușească să readucă în atenția publicului creația vestimentară de la Cluj, pentru că condițiile nu au fost deloc favorabile în ultimii 2 ani. Bun, deci anul acesta trăim cu speranța că se trăim cu speranța, da, sperăm că expoziția absolvenților și gala de modă să se facă la adevărata lor valoare. Deci cam acestea sunt expozițiile sau, mă rog, momentele în care studenții se întâlnesc cu publicul. Exact, da. Expoziția absolvenților, Expo Maratonul și în mod fericit pentru noi, această primăvară este una de succes. Eu mă bucur foarte mult, sunt foarte multe inițiative care vin din zona privată înspre noi. Competiții adresate studenților noștri și mă bucură foarte tare acest lucru. Am fost solicitați pentru diverse competiții de graphic design, de tricouri, design de tricouri și e și o practică pentru ei. Îmbină utilul cu plăcutul și, cum spuneam, premiile nu sunt mici, sunt chiar motivante. Și cred că merită să lupte pentru ele. Da, să vă iau prin surprindere, n-am discutat, dar vreau să vă întreb puțin despre Casa Matei. Și asta pentru că l-am dat, știu că ați avut acolo vizită a unui ministru și a unei doamne viceprimar, care voiau, într-un fel sau altul, să o deschidă publicului casă, că este casa în care s-a născut Matei Corvin. Oare lucrurile astea evoluează sau au rămas la stadiul de discuție și atât? Casa Matei aparține Universității de Artă și Design și este o clădire în care noi desfășurăm activitate didactică. Este sediul Departamentului de Discipline Teoretice, acolo avem și biblioteca, respectiv galeria. Potrivit deciziei Consiliului de Administrație, până în 2019, adică în 2017, 2018, 2019, Casa Matei a fost deschisă publicului pe perioada verii. Noi chiar am organizat o expoziție acolo, permanentă, estivală, dacă doriți, tocmai ca publicul care venea să vadă clădirea să intre în contact și cu ceea ce se face la Universitatea de Artă, adică arta profesorilor, a studenților noștri. Bun, dar și a putut fi vizitată. Planul era casă memorială, nu spațiu de expoziție, având în vedere că așa este, nu știu, ați vizitat case memoriale de Da, însă Europa. Probabil alte case memoriale, nu știu, Casa lui Creangă sau de la Humulești sau Boș de Uca, nu sunt instituții de învățământ. Adică este una să o instituție de învățământ într-o casă de patrimoniu și este alta să ai o casă de patrimoniu care a fost muzeu dintotdeauna. Noi am venit în întâmpinarea publicului, le-am permis să intre să viziteze Casa Matei, însă din nefericire noi nu putem să permitem publicului să intre în condițiile în care acolo dimineața după amiaza sunt cursuri, pentru că vă dați seama, un flux care s-ar crea ar deranja tot procesul de învățământ, ceea ce nu e tocmai corect, da, pentru studenții noștri. Bine, păi probabil că, da, se caută soluții. Noi nu interzicem nimănui cine dorește să intre în Casa Matei, să viziteze Casa Matei, în măsura în care, știu și eu, nu e un grup de 50-60 de oameni. Am avut solicitări pe care le-am onorat din partea unor grupuri și
cam așa s-a desfășurat. Mulțumesc foarte mult. Alături de noi, Gabriela Rostaș, responsabil relații publice la Universitatea de Artă și Design. Ați văzut, se face Expo Maraton la UAD, este în plină desfășurare. Până în 26 mai puteți să vizitați la Casa Matei marți și joi exponatele. Aici se termină Prin Plan Obiectiv de astăzi. Vreau să îi invit pe clujeni să meargă la meci astăzi la 19:30. Universitatea Cluj, Hermannstadt, meci pentru promovare. Eu sunt Ionel Lespuc. Toate cele bune, să aveți o seară excelentă. La revedere!